Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș. Ieri, o doamnă, doamna Lăcrămioara, mi-a trimis acest model de trandafir, după cum vedeți aici, și m-a rugat dacă este posibil să fac un tutorial. Acesta este un tutorial pentru doamnele începătoare. Eu l-am încercat ieri seară. Rezultatul este acesta. Poate fi un frumos mărțișor, poate fi un frumos cadou într-un coșuleț micuț pentru 8 martie, pentru Sfântul Valentin. Ieri seară l-am încercat pe culoarea roșie cu firul Bravo. Astăzi dimineață îl vom încerca, îl voi lucra pentru dumneavoastră și cu dumneavoastră cu această culoare roz. Este firul Bravo, un fir poliacrilic. Vreau să vă spun că puteți să-l faceți în orice culoare doriți dumneavoastră, alb, roșu, roz, mov, culoare de care dispuneți. Vă spuneam că acesta este un firat poliacrilic care trebuie lucrat cu croșetul numărul 3, iar aici vom respecta întocmai croșetul necesar. Pentru aceasta vom începe lucrând un număr de 48 de ochiuri de lanț. Aici este primul ochi de început. Îl vom pune și pe acesta la socoteală și vom începe, deci, 48, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 și vom continua până la 48 de ochiuri de lanț. Am lucrat cele 48 de ochiuri de lanț. În acest moment voi face un ochi de lanț pentru a întoarce lucrarea și un alt număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Acum voi lua firul pe croșet. Voi număra 1, 2, 3 și voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Din nou firul pe croșet și în corespondența fiecărui ochi de lanț vom face un picioruș dublu, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 48 de piciorușe duble. Deci acesta trebuie să fie numărul exact, nici mai mult, nici mai puțin. 48. Acesta este simplu de realizat și până la sfârșitul rândului vom lucra singure. Uitați-vă, deja se formează. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am lucrat cele 48 de piciorușe duble, după cum vedeți. Acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul. Voi lua din nou firul pe croșet și în corespondența acestui prim picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, după care îl voi face pe cel de-al treilea și cel de-al patrulea picioruș dublu. Deci aceste 4 piciorușe duble, ținând cont și de primele 3 ochiuri de lanț, vor veni lucrate în corespondența primului picioruș dublu din rândul anterior. Voi lua firul pe croșet, voi sări 1 al doilea picioruș, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi lucra din nou 4 piciorușe duble. 1, 2, 3
Și cel de-al patrulea, voi sări din nou două piciorușe din rândul anterior, 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi lucra din nou aceste patru piciorușe duble. Deci vom avea trei grupe de câte patru piciorușe duble. 2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet. De data aceasta vom sări 3 piciorușe, 1, 2, 3, vom intra în corespondența celui de-al patrulea și vom face un grup de 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al cincilea picioruș dublu, firul pe croșet, voi sări din nou 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al patrulea și voi face din nou acest grup de 5 piciorușe duble. Fiind nevoie să repetăm din nou de două ori, pentru că avem nevoie. Aici am lucrat 3 grupe, acum vom lucra 4 grupe de câte 5 piciorușe duble. Din nou 1, 2, 3, săltăm 3 ochiuri și vom intra în corespondența celui de-al patrulea. 1, 2, 3. 5. Din nou vom sări 1, 2, 3, vom intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș și vom face din nou acest grup de 5 piciorușe duble. 2, 3, 4 și cel de-al cincilea, firul pe croșet, acum voi sări un număr de 4 piciorușe din rândul anterior, 1, 2, 3, 4, voi intra în corespondența celui de-al cincilea și voi face un grup de 6 piciorușe duble. 3, 4, 5, 6, vom continua în acest fel, deci vom sări 4 piciorușe duble, vom intra în cel de-al cincilea, 1, 2, 3, 4, voi intra în cel de-al cincilea și voi forma aceste grupe de câte 6 piciorușe duble. Astfel vom lucra până la sfârșitul rândului pentru un total de 5 astfel de grupe. Acum noi vom lucra singure pentru că vom continua doar în felul acesta. Săltăm 4 piciorușe, vom intra în cel de-al cincilea și formăm grupul de 6 piciorușe duble. Deja avem două grupe, mai avem de executat 3 grupe până la sfârșitul acestui rând. Eu voi lucra două grupe singură și dumneavoastră la fel, iar la ultimul ne vom reîntâlni. Am ajuns
în corespondența ultimului grup de evantaie, voi intra în ultimul picioruș și voi lucra același grup de 6 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea, iar acum vom trece la rândul următor. Voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Întoarcem lucru, luăm firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al 2-lea picioruș dublu. Vom trece la următorul picioruș. În corespondența acestuia vom lucra din nou 2 piciorușe duble, deci acum vom înmulți practic corespondența fiecărui picioruș până când vom ajunge la ultimul. Păi la ultimul din nou vă arăt modul în care se lucrează. Avem 2, 4, 6, 8, 9, nu greșit. 10, 10, în corespondența ultimului picioruș din acest grup voi intra și voi face mai întâi un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul celui de-al doilea picioruș dublu. Voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi închide totul cu fir alunecat. Apoi, cu fir alunecat, voi intra în corespondența primului picioruș din următorul grup de 6. Și din nou, voi face 3 ochiuri de lanț, deci fiecare grup va începe și va termina cu 3 ochiuri de lanț. Apoi veți vedea de ce. Și vom continua în felul acesta. Pe măsură ce vom lucra până la capătul rândului, deci bineînțeles că numărul de piciorușe vor fi în funcție de piciorușele duble din rândul anterior. Aici, în corespondența grupelor de 6, vor fi un total de 12 piciorușe pentru fiecare petală, în corespondența grupului de 5 vor fi 10 piciorușe duble în total, iar în corespondența grupelor de 4 piciorușe duble vor fi 8. Dar fiecare grup va începe cu 3 ochiuri de lanț și va termina cu 3 ochiuri de lanț. Voi lucra încă o dată. 6. Eu sper să explic bine ca dumneavoastră să puteți înțelege. 8. 10 piciorușe duble. Iar acum vom intra pentru a lucra ultimele piciorușe duble. Deci, în corespondența celui de-al 6-lea picioruș din rândul anterior, am lucrat deja un picioruș dublu, din nou 3 ochiuri de lanț, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi închide cu fir alunecat, cu sus. Deci voi face fir alunecat și din nou cu fir alunecat voi intra în corespondența primului picioruș din următorul grup. Ceea ce obținem vor fi aceste petale, care încă nu sunt delimitate. Odată intrată în corespondența următorului
picioruși din grupul de șase, din nou voi începe cu trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu, exact așa cum v-am arătat până acum. 4, 6, 8, 10 și aici am ajuns în corespondența ultimului picioruș din acest grup. Am făcut un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, voi închide în corespondența aceluiași picioruș cu fir alunecat și cu fir alunecat voi intra în corespondența următorului grup. Trebuie să țineți cont de numărul de grupe pe care le-am executat pentru a nu greși numărul de piciorușe duble. Acum vom lucra singure, iar noi ne vom întâlni în corespondența grupelor de câte 5 piciorușe pentru a continua. Aceste două grupe de câte 6, oricâte ne-au rămas, da, 2, le vom lucra singure. Sunt la sfârșitul celui de-al 5-lea grup de câte 6 pe care le-am făcut în rândul anterior. Voi face ultimele 3 ochiuri de lanț pentru a închide acest grup cu fir alunecat. Și voi trece în corespondența grupelor de câte 5 piciorușe pe care le-am făcut în rândul anterior. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, deci ați văzut, am trecut cu fir alunecat. În corespondența aceluiași picioruș am făcut un nou picioruș dublu, avem 2. Dublăm din nou, exact 4. Aici, din nou, 3 ochiuri de lanț și în același mod vom proceda. Vom închide cu piciorușa alunecat, cu piciorușa alunecat vom intra în corespondența următorului, voi face 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu și vom continua. În momentul, deci, pentru fiecare petală din rândul anterior vom lucra în același mod, fiind atente că apoi când ajungem la sfârșitul acestui rând, unde sunt cele 3 grupuri de câte 4, nu uitați că aici vom avea câte un total de 8 piciorușe duble. Deci, acum noi vom lucra singure, iar când ajung aici, din nou mă voi opri pentru a vă explica. Acum vom lucra singure aceste 4 grupe. Am ajuns în corespondența grupelor de câte 4 piciorușe duble din rândul anterior. Așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Voi intra în primul picioruș cu fir alunecat și practic vom repeta aceeași secvență, 3 ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența primului picioruș din rândul anterior. Avem 2, 4, 6, 7, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul celui de-al 8-lea picioruș dublu
Vom închide cu fir alunecat. În corespondența aceluiași picioruș cu fir alunecat ne deplasăm către următorul grup. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Și vom continua exact în acest mod. Cum ați văzut, avem 4, 6, 2, 4, 6. Cel de-al șaptelea, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul celui de-al optelea, picioruș dublu, fir alunecat. Cu fir alunecat ne deplasăm în următorul grup. 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, 2, 4, 6, firul pe croșet, iar pentru următoarea mulțire vom intra aici, vedeți? În cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Și voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi închide în același picioruș cu fir alunecat. Acum voi întoarce lucru. În corespondența acestor 3 ochiuri de lanț care le-am făcut la începutul și la sfârșitul fiecărui grup, noi vom lucra 4 piciorușe scurte. Deci în acesta va fi 4, 1, vor fi 2, 3, cel de-al 4-lea picioruș scurt, apoi vom continua cu piciorușe scurte. În acest mod vom defini fiecare petală în parte. Piciorușe scurte. Acum am ajuns din nou în corespondența celor 3 ochiuri de lanț și din nou aici vom face în interiorul acestuia 4 piciorușe scurte. Primul am lucrat deja, 1, 2, 3, cel de-al 4-lea, după care voi intra în corespondența următorului picioruș format din ochiuri de lanț și voi lucra din nou 4 piciorușe scurte. Vedeți, așa definim fiecare petală. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am ajuns în corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Aici vom face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, cel de-al 4-lea. După care vom trece în următorul grup și vom face cele 4 piciorușe scurte. Deci, în acest mod vom lucra pentru toate petalele. Cred că am reușit să explic în modul în care dumneavoastră să înțelegeți. Acum noi vom lucra singure și ne întâlnim la sfârșitul rândului, la sfârșitul lucrării. Și fiecare petală va fi definită în același mod. Iar noi ne întâlnim pentru a
închide lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, în corespondența ultimelor trei piciorușe, trei ochiuri de lanț, scuzați. Aici voi face din nou patru piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4. Voi intra și voi închide cu fir alunecat, voi face alte trei ochiuri de lanț, după care voi scurta firul și voi închide lucrarea. Voi lăsa o bucățică de fir să putem ascunde. Voi închide în felul acesta. Vedeți? Acum vom forma trandafirul propriu-zis. Cu acul pentru cusut lână vom pune fir. Sper să intre din prima. Voi veni cu câteva idei de flori pentru mărțișoare. Voi pune deci un fir, o bucățică de fir, să putem forma trandafirul. Facem nod. După care vom începe. Îl dau un pic deoparte. Vom începe din partea unde avem, am pornit cu grupul de câte patru piciorușe duble. Și vom forma în felul acesta, mijlocul. Voi intra un pic aici, să dau un pic de stabilitate firului. După care voi intra în mijloc. Deci, voi fixa petala în felul acesta și încet încet vom începe să formăm trandafirul. Voi intra din nou cu acul și din nou voi opri petala. Pe măsură ce înaintăm, intrăm cu acul pentru a opri petala în poziția în care o aranjăm. Vom încerca să-i dăm formă cât mai apropiată acea a trandafirului. Vedeți, pe măsură ce înaintăm, apoi o petală din aceasta mai mare va fi în corespondența celor două petale mai mici din rândul anterior și din nou vom opri cu acul. Încet, 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 încet vom forma fiecare strânge în modul în care să putem aranja cum trebuie și pe măsură ce înaintăm cu lucrarea intrăm cu acul dedesubt și oprim
petala respectivă. Acestea sunt fetele mele care mă cheamă în fiecare dimineață. Vă rog să scuzați întreruperea de mai devreme, dar de când am fost bolnavă, acum 3 ani, în fiecare dimineață, fetele mele, primul lucru pe care îl fac este să mă cheme. Acum închidem ultimele petale. În fiecare dimineață mă cheamă să vadă dacă mama stă bine. Știți că eu sunt departe de casă și încă sunt nevoită să rămân aici până când voi termina tratamentele. Acum închidem în felul acesta. Fixăm lucrarea. Voi face un nod aici, voi scurta firul, voi ascunde și celălalt capăt de fir și lucrarea noastră este gata. Așa cum vă spuneam, acesta este un tutorial pentru doamnele începătoare. Mulțumesc doamnei Lăcrămioara pentru ideea pe care a avut-o să-mi trimit fotografia pentru a realiza acest tutorial. Acum și cu acest capăt de fir vom intra și vom ascunde aici undeva. Și așa cum vedeți, în foarte puțin timp am reușit să realizăm această floare, care, așa cum vă spuneam, poate fi pusă chiar și în acel coșuleț tip inimioară pe care eu l-am lucrat și l-am pus pe pagina grupului și a canalului de YouTube. Eu sper să îmbrățișați cu drag și această idee. Eu sper să vă placă. Uitați-vă, astfel se prezintă. În funcție de firul cu care veți lucra, va fi și mărimea trandafirului. După cum vedeți, lucrând cu acest fir tip Bravo, dimensiunea este destul de mare. Dacă veți lucra cu un fir mai subțire, va fi mai micuț. Eventual, aici în mijloc se poate aplica o mărgeluță. Ar fi frumos. Aceasta las la atitudinea dumneavoastră. Eu sper că vă place ceea ce am realizat astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii și pentru like-uri. Sunt foarte fericită când primesc mesaje de mulțumire, mesaje din partea doamnelor începătoare. Eu nu pot face altceva decât să vă fiu recunoscătoare, să lucrez în continuare pentru dumneavoastră, să împărtășesc câte puțin din ceea ce știu, să încerc să dau viață
acelor fotografii pe care mi le trimiteți, viață în sensul că pun în practică, încerc să lucrez ceea ce dumneavoastră doriți. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc, vă mulțumesc și, așa cum vă spun întotdeauna, dacă vă place ceea ce eu lucrez, dați un like, lăsați un comentariu, vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. O zi minunată tuturor! La revedere!